Tragedia s-a produs în localitatea Costișa, la granița dintre județele Bacău și Neamț. Cele trei fete s-au plimbat prin Piatra Neamț și vroiau să ajungă acasă la una dintre ele. Drumul le-a fost curmat însă de un tren care circula dinspre Bacău spre Bicaz. Trenul Interregio 54-53 ce circula pe direcția Bacău-Bicaz a surprins și accidentat în pasaj semnalizat cu indicatoare și de stop și de curtea Sfântului Andrei, un autoturism marca Volkswagen, fiind accidentat de 3 persoane, din păcate una dintre ele a decedat. Pasagerii din tren s-au dat jos imediat și chiar au încercat să le ajute pe fete. Fata din spate trăia, deci curios că trăia. Era conștientă? Putea vorbi? Nu vorbea, dar trăia, respira, vroia să zică ceva, deschidea gura, dar n-au vrut să o miște, n-au vrut să o miște, am zis să-i ridice capul puțin, eu știu, zic, nu i-a mai venit aer, nu-mi dau seama. Când am ajuns aici, persoana din spate încă mai respira, deci... Dar vă dați seama, până la urmă, la un sfert de ori 20 de minute. Liber în stânga, liber în dreapta, s-ar fi văzut trenul. Cum vă explicați că s-a întâmplat o nenorocire? Cum să îmi explic? Indiferent de situații, că sunt semnale acustice sau nu sunt semnale acustice, și în codul rutier specifică destul de clar. În momentul când ai ajuns la calea ferată, trebuie să oprești să te asiguri, indiferent. Se pare că șoferița începătoare nu s-a asigurat corespunzător. Impactul a fost mortal pentru fata care era pe bancheta din spate. Tânăra de la volan și prietena ei din dreapta au ajuns la spital, însă nu au răni care să le pună viața în pericol.